Back to School Hall, partea a treia. Cei de la Cărturești mi-au trimis un coleg de PR, așa că hai să vedem împreună ce am primit, fiindcă sunt super curioasă. Între timp, până ce deschid eu cutia, merge să vedeți postările ce urmează să le pun pe Instagram. O să fie postate până postez eu acest clip. Și nu uitați de un follow și aici pe TikTok, dacă vreți să continuăm această serie, fiindcă mie una îmi place foarte, foarte mult. Dar și cum spuneam, nu știu ce mi-au trimis, așa că sunt foarte curioasă. Hai să vedem. Sunt foarte fericită. Haideți să vedem ce ne-au trimis, fiindcă nu mai pot. Vă mulțumesc tare mult pentru acest colet oricum. Deci o să iau pe rând câte un produs. Ce cute sunt creionele astea, nu cred. Nici nu vine să le iau din ambalaj. Bine, mai arăt odată. Wow! Unicorn. Îmi dă vibe de ăsta de școală, dar drăguț în același timp. Stați așa. Wow! Nu cred. Sunt 4 creioane și au și radieră. Ne trebuie ascuțite ca să iasă vârful, dar arată ca niște bombonele, efectiv. Și radierele astea sunt și colorate. Ia uitați ce frumos sclipesc. Trecem mai departe. Până acum îmi place super mult ce am primit. Stați că avem și protecție. Ok. Și tot din colecția aceea cu creioane unicorn, avem și creioane cu monștri. Greșeala mea, nu sunt monștri, sunt extraterestri și planete și chestii. Dar totuși foarte faine, o să le scot și pe acestea, fiindcă sunt foarte cute. Stați așa, că pun pe pauză. Și acestea îmi plac super, super mult, sunt foarte colorate și au și ele radieră. Deci mi-am băgat puțin ochișorii în această cutie și ia uitați câte produse sunt acolo. Dar cred că o să fac și partea a doua, fiindcă vorbesc cam mult. Ok, next. Wow! Iubesc acest pachet, fiindcă e super cute. Nu vrei să știți ce mai stați. Dacă vreți să fac un videoclip în care să le testez, scrieți-mi în comentarii. Dar ce pot să spun despre acest pix, că m-am topit sigur o să-l iau la școală. Mai departe. Stați că amestec lucrurile. Wow! Îs atâta de cute rechizitele lor. M-am topit deja și nu am văzut tot. Vă dați seama ce chestii minunate sunt. Îmi pare rău că trebuie să distrug aceste ambalaje frumoase, dar nu am cum să vi le arăt altfel. Stați așa. Vai, ce cute sunt! Avem așa un pix cu girafă, unul cu leu și unul cu elefant. Cam așa arată ăsta cu elefant, ăsta cu leu și ăsta cu girafă. Cute! Haideți să vedem mai departe. Wow! Îmi vine să plâng de fericire. Pe acestea nu le mai deschid, fiindcă îmi place prea mult ambalajul lor. Mai departe. Wow, wow, wow! Rezervă de pix roz. Cred că se încarcă la pixurile alea cu unicorn. Am impresia. Super tare. Hai să vedem ce mai avem aici. Stați că le iau pe rând. Stați că mi-a căzut și din mână. Nu am văzut ceva mai frumos decât rechizitele astea. Sincer vă zic. Wow, cred că o să trească să-mi iau 3-4 penare pe puțin. Fiindcă la câte rechizite frumoase și cute am primit... sunt prea entuziasmată și nu știu de care o să-mi iau, așa că când nu știi, le iei pe toate. Sunteți pregătiți? Că eu nu. Nu cred așa ceva. Probabil scrie albastru. Nu o să testez acum, vă fac un alt video dacă vreți. Dar e super fain. Am dat grădina zoo imediat. Apropo că vorbim de grădina zoo, ia uitați, fratele. Fratele lor. Asta e un dinozaur, pui de dinozaur. Nu cred așa ceva, stați că nu pot să deschid. Am impresia că pixurile astea sunt colorate, nu știu de ce, dar o să vedem. Wow! Deci nu ați văzut nimic mai cute decât dinozaurul ăsta. Haideți că mai au câteva și o să fac și partea a doua, fiindcă sunt prea multe. Rezervă din asta pentru pix albastră de data asta. Mai departe... Ce e asta? Alt animal, chiar că face în grădină zoo. Îmi pare rău să zic asta, dar nu știu ce animal e ăsta, dar e oricum foarte cute. Vi le arăt pe rapid, fiindcă nu am timp, efectiv sunt prea multe. Mai departe,
alt animal. Deci eu vă fac și fermă și grădină, zoo, tot ce vreți. Aici avem un iepuraș. Efectiv vreau să înceapă școala să pot să scriu cu minunățile astea. Mai departe. Aici avem două marcare. Unul pe alb și unul pe negru. Și vă mai are doar un produs, fiindcă trebuie să fac neapărat partea a doua, e prea lung acest video. Mi se pare mie să seamănă cu un rimel. Haideți să vedem ce e aici. Chiar e rimel, frate, uite-te. Ok, ce e asta? Ok, nu știu exact ce e asta, cred că ar trebui să fie un stilou și trebuie pus cerneală. Nu am idee. Între timp, haideți la partea a doua, fiindcă o să postez foarte curând. Vă pupați și nu uitați de un follow!